Bună dimineața și bine v-am găsit pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Înseamnă că a sunat clopoțelul și v-am trezit. Îi vine, dar nu trebuia să vă treziți, dar totuși ora 10 să mai facem și noi câte ceva. Îmi pare bine că sunteți alături de mine și azi. Și la comentarii, v-am văzut ieri că sunteți alături, comentarii pline de bun simț și de umor, mulțumesc tare mult, contează, contează, să ne apropiem de 6.000, să trecem de 6.000, să fim o forță pe internet. Între timp mi s-a rezolvat problema și cu Facebook-ul, eu nu știu, ăsta Zuckerberg e miliardar, mă, dar nu poate să-și pune el un pic de rânduială acolo în servere. Nu știu ce erori îmi dădea pagina, știți că am page manager acolo, pagină de like-uri. Ceva erori, nu se înțelegeau conturile între ele, am sunat pe Cori, l-am sunat pe Cori, domnule ăsta știe, ăsta se pricepe la internet, la Facebook, la orice, dar și lui iau la câteva ore până și-a dat seama ce trebuie să facem. Am trimis scrisori pe scrisori la Facebook, bineînțeles că nu a răspuns nimeni, dialogul surzilor, degeaba le scrii tu, că ei nu-și fac vreme de tine, dar bine că s-a remediat acolo, așadar găsiți link-ul de la acest filmuleț, îl veți regăsi la 10-10 și ceva și pe Facebook, ca să-l puteți șerui, să-l dați mai departe, să ajungă la cât mai multă lume. Să bem o gură de cafea, vorbesc prea încet, să bem o gură de cafea, să intrăm în trepidații, cafea bună primită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, de data asta de la doi domni. Octavian, mulțumesc, și Sebastian, care zice așa, cafea cu gust de ciocolată belgiană. Așa de bună a fost ciocolata belgiană, de mi-a mai rămas un pic, dar pe fund. Și în cană. Și în cană, pe sănătate, multe mulțumiri. Ce să facem? Ne descurcăm. Încă 30 de zile de alertă ne-au dat ăștia. Încă 30 de zile. Acum nu mai dau 2 săptămâni, nu mai dau 14 zile, direct o lună de alertă. Suntem cu toții cu ochii pe comunicate, suntem cu ochii pe numărul de infectări și de infectați. Să vedem ce putem face, care sunt orele, mergem până la 6 cu magazinele, până la 8 cu ieșitul din casă, de la 8 la nani-nani, alertare. Da, dacă e alertare, dau ei și un pic de relaxare. De exemplu, dăm prisma sau pân prisma, cum zicea tata Puiu Iordănescu, pân prisma sărbătorilor de Paște, vine și un pic de relaxare. Așadar, în Vinerea Mare, magazinele vor fi deschise până la ora 8. Vinerea Mare, în Vinerea Mare, înainte de Paști, da? Fiți atenți, în Vinerea Mare, da? Pâinea trebuie luată cam de miercuri. Pot fi deschise magazinele în Vinerea Mare până la 10-11 seara, că pâine nu mai găsești de joia, așadar faceți provizii, da? Mazăre pentru băf se găsește, așa că la 8 fără un sfert puteți să mergeți la ABC-ul de la colț să vă luați mazăre, că nu există băf fără mazăre, nu există sărbătoare de înviere fără băf. Așadar, lanțul slăbiciunilor, trebuie să perpetuăm acest lanț al slăbiciunilor în continuare. Iar în noaptea de înviere, până la 5, este voie să mergem pe străzi fără declarații. Veniți de luați lumină, ne spune preotul la 12-12 și ceva, și până la 5 ne plimbăm năuci pe străzi cu lumânarea în mână, căutând o speranță de mai bine, ducând o rază de lumină și celor care nu reușesc să ajungă. Așadar, până la ora 5 avem voie să fim pe străzi. Un pic de relaxare, domnul Câțu, oricum ne-a promis că de la 1 iunie redresăm economia, tigrul Europei va mușca din dolar, precum, da, prețurile sunt cum sunt și se anunță că vor fi și mai mari, dar noi avem bani. Avem bani și abia așteptăm să-i cheltuim în mini-vacanța de 1 mai. S-a spus că pe litoral este voie, să dă voie la terase, să se deschidă terasele pe litoral, cam 70% din capacitate. Un lucru bun, numai că nu știu unde vor fi terasele astea, căci spuneam eu, acum azi 2-3 luni, că se mărește litoralul, suprafața de plajă se mărește. Au dus acolo excavatoare, fel și fel de marcolo, cum zice băiatul ăla mic, marcolo. Au excavat, au adus nisip, au făcut, au lățit plajele, în special în zona Mamaia, ceea ce e un lucru foarte bun, oricum se erodaseră, oricum nu aveai unde să-ți pui prosopul când mergeai pe litoralul românesc de la aglomerație. Iată că acum ci că am avea plaje, dar termenul de predare a lor a cam întârziat, așa că anul ăsta nu știu dacă vor putea fi folosite așa cum trebuie. Deci să ne mulțumim cu plajele pe care le avem până Creta, până Miconos, până Zanzibar, până Maldive, până Republica Dominicană. Chiar dacă avem bani în plus, dacă ne enervează banii, atunci putem să mergem și pe litoralul românesc, să ne enervăm, să ne irităm, că nu avem unde să ne punem șezlongul. Căde. Avem noi mare, avem litoral, n-avem idei. Nu putem să le punem în practică. Avem experți, avem fonduri, avem, numai nu se poate. nu se poate. Atunci se poate să mai bem o guriță de cafea. Octavian, Sebastian, mulțumesc. buymeacoffee.com/nicubendea. Deci că și la nunți. Și la nunți s-ar cam da drumul. După 15 mai, ăștia, organizatorii de nunți, s-au coalizat într-o ligă, într-o asociație și au făcut iară niște propuneri ministerelor de resort și au zis așa că să ne dea drumul, să li se dea voie să facă nunți în corturi mari, în hale mari, știți că acum nuntă sub 500 de persoane e glumă. De la 500 în sus, zici că e meeting, nu cunoști pe nimeni. În fine, nunta face parte din zestrea genetică a poporului român. Nu poți să-i scoți românului nunta din cap, la fel cum nu poți să-i scoți grătarul de weekend. Și nici n-are rost. Așadar, se propune să se rea activitatea nunților, indiferent de spații, bine, cu distanțările de rigoare, cu mese de 4-6 persoane, da? Când ai neam de 12-13, tu îi pui la două mese și își fac cu mâna și vorbesc cu tine. În fine, nu contează. Și ci că atunci când intri în sala de nunți, dacă ești invitat, ți se face un test rapid. Un test pe bază de salivă. Adică faci... Ți se ia... Da, ți se face și zice, ești pozitiv sau nu ești pozitiv? Nu ești pozitiv, înăuntru, masa 13, lângă mireasă, așa, bun, mâncați aperitiv, somon, bușet de museu, aha, dansați, muzică, aha. Dacă ești pozitiv atunci când să intri în incinta cortului, în incinta sălii respective, ghinion, ce faci? Dai plicul. Dai plicul și te duci și te investighezi. Te duci și te coți la medic, te cauți la medic. Da, astea sunt situațiile de ultim moment. Ce să zicem, bucuroși le-om duce toate, de-o fi pace, de-o fi cuvid. Da, păi, vorba aia, ne scărpinăm în cap, că dacă nu ai argument... O americancă, domnule, din anul 1990 nu și-a mai tăiat unghiile la mână. Vă dați seama ce comoditate pe ea? Acum 3 ani a intrat în cartea recordurilor. Suma totală a lungimilor unghiilor sale a fost de peste 5 metri. Săptămâna asta și le-o tăiat. Și le-o tăiat, ajunseseră unghiile să fie lungi de vreo 7,5 metri. Acum mă întreb și eu. Are omul, firești, nevoi, chestii mai delicate să le faci cu buricele degetelor. Oare cum s-o fi descurcat femeia asta, 30 de ani? Zice, nu că mi le-am tăiat, nu că nu le suportam, dar voiam și eu să mă scarpin în nas. E nasol cu o unghie de 1 metru, omul foarfece. Da, se poate, în America ăștia au de toate. Pot, îți permis să-ți lași unghiile, să crească. Ci că 20 de ore dura numai să-i se ojeze acele unghii. Vă dați seama, 20 de ore. Bineînțeles, cu pauză de masă, cu somn, cu cazare, cu... Băi, tată, 2 sticluțe de ojă ca să-i se ojeze unghiile. Păi când le termina de făcut, că nu ia și le făcea, nu ia și le mergea la salon să-i le ojeze, păi când le termina, o lua de la celălalt capăt. Asta este viața, domnule. Americanii își permit, repet, să-și lase unghii lungi. Noi, la cât stres mâncăm, la câtă disperare în țară, avem unghii de 2 metri sub piele. Ce să facem? Asta e. O zi bună, o zi frumoasă în continuare, un weekend plăcut. Se anunță temperaturi destul de mici în weekend, dar să nu disperăm, că sper că n-ați pus fâșurile la naftalină. Și apropo, naftalina nu-i bună. Naftalina nu-i lavandă. Să culeți de lavandă, să puneți între haine pe când le scoateți primăvara sau depinde când le scoateți toamna, ca o livadă va mirosi în casa dumneavoastră. Așadar, facem față și la temperaturi mai mici, mai mari, nu contează, suntem căliți. Vă doresc în continuare toate cele bune și vă aștept în secțiunea de comentarii cu părerile voastre, cu propunerile dumneavoastră. O cafea bună se poate da pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Încă o dată mulțumesc lui Octavian, mulțumesc și lui Sebi de pe Belgia pentru această cafea. O și beau. Sănătatea. Mă duc și spăl paharul. Și bat un apropo la soacră. Dar începe weekendul. Să udăm cu ceva. G-tu. Poate, tornă, că are ea până și paie sticluțe. Ce e acolo, mama soacră? Bulion de la Cuscra. Da în sticla aia ce îi? Oțet balsamic. Da în cealaltă sticlă. Îți dau un weekend. Ne descurcăm pe plan local. Că vorba românului. Totdeauna o fost cumva. Nu a fost niciodată să nu fie. Scuze de deranj, toate cele bune.